Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți folosi aplicația I Love PDF. Aplicația este o aplicație online ce se accesează tastând într-un browser de internet adresa ilovepdf.com. ilovepdf.com. Sau pur și simplu făcând o căutare pe Google. PDF este prima returnare pe care Google o face. Vedeți că nu sunt logat, nu am un cont creat pe platformă. Toate instrumentele se pot folosi liber și cu acces la absolut toate resursele de care acestea dispun. Prima opțiune, Merge PDF. Pur și simplu îmbină două sau mai multe fișiere PDF într-unul singur. Am să fac o exemplificare. Voi alege în situația dată două fișiere PDF. Le-am selectat, le-am încărcat și folosesc mai departe opțiunea Merge PDF. Le-am îmbinat într-un singur fișier. Download, se descarcă cu un nume implicit, dar puteți să-l schimbați, save. Și din două fișiere separate PDF, pur și simplu am creat un singur fișier. Următoarea opțiune este exact inversul la Merge PDF, Split PDF, pur și simplu sparge un fișier PDF în câte fișiere dorim. Am să aleg un alt fișier PDF, unul cu mai multe pagini. Pasul următor este să ne setăm intervalele respective, de la ce pagină la ce pagină. Să spunem că vreau un fișier de la pagina 1 la pagina 6, 5, că așa mă interesează. Adaug un alt interval de la pagina următoare la 6 la 10 și adaug un alt interval de la 11 la 15. Dacă am construit intervalele, ele sunt arătate și aici, intervalul 1, 2, intervalele 1, 2, 3, Split PDF. Mi-a spart fișierul, el se va descărca sub forma unei arhive în care vor fi cele trei fișiere conform celor trei intervale. Primul dintre fișiere, de la pagina 1 la 5, sau la 6, nu știu. Mai țin minte ce pagină, fișierul 2, fișierul 3. Următoarea opțiune compresează un fișier PDF. Eu am folosit-o și duce un fișier cam la jumătate din mărimea sa inițială. Deci o rată de compresie de 50%, eu zic că este destul de bună. Deci aveam un fișier de 10 mega, un fișier PDF de 10 mega, l-a compresat la 5 mega și, deci aproape de 50%. Convertire din PDF în Word. Și ne-am întâlnit de foarte multe ori cu aceste situații în care pur și simplu am vrut să înduc un PDF, conținutul unui fișier PDF în Word, ca să-l prelucrez, să șterg, să mai adaug ceva în el. Această opțiune ne face munca foarte simplă. Selectăm un fișier PDF. Unul mai mic, convertește în Word, facem descărcarea, vedeți că este salvat cu extensia DOCS, pur și simplu, activare, editare și fac aici, vedeți că nu mi-a scos, ba da, a scos și fotografiile. Deci a făcut o convertire foarte, foarte, foarte bună. Același lucru putem să facem de la PDF to PowerPoint, PDF to Excel. Dintr-un PDF ducem în PowerPoint sau ducem în Excel. Următoarea opțiune, Word to PDF. Dintr-un Word să transformăm în PDF. Dar mă gândesc că este o opțiune de care nu avem neapărat nevoie, pentru că știți că mai toate
variantele de Microsoft Store permit salvarea sub forma unui fișier PDF direct din Microsoft Store. PowerPoint-ul PDF, Excel-ul PDF. Exact același aspect pe care l-am prezentat la Word-ul PDF. Editează PDF. Iar un fișier foarte, un instrument foarte interesant. Știți foarte bine că în PDF nu putem să scriem sau să introducem fotografii dacă nu avem anumite aplicații speciale pentru așa ceva. Am să iau un fișier PDF, l-am introdus. Ce vreau să? Păi vreau să desenez ceva pe el. Pot să desenez. Ok. Sau pot să introduc o imagine. Foto. Resurse. Am să aleg o imagine. E cam mare. Nu că e cam mare, e foarte mare. O mai micșorăm și o tragem în imagine unde dorim. Dacă vrem să adăugăm text, putem să adăugăm text. Adaug text. Care text poate fi colorat, îngroșat, aplicat, mărit, fontul mărit, ales, putem să alegem un anumit tip de font. Bun. După ce am terminat, am adăugat elementele ce ne interesau, edit PDF. Îl descărcăm. Vedeți, adaug text, ce am adăugat, desenul pe care l-am făcut și imaginea pe care am introdus. Următorul instrument convertește dintr-un PDF într-un fișier imagine cu extensia JPEG, JPG, sau din JPG se poate duce în PDF. Să semnăm un document în PDF, să aplicăm un watermark pe pagină, să rotim fișierul PDF, din HTML să-l ducem în fișierul în PDF. O opțiune foarte, foarte interesantă, un instrument foarte interesant, deblochează PDF. Poate v-ați întâlnit uneori când ați dori să faceți convertirea unor fișiere din PDF în Word sau în PowerPoint sau în Excel, cu faptul că acolo aveați o parolă și nu puteați să treceți mai departe dacă nu introduceați parola cu care acel fișier a fost blocat de cel care a realizat fișierul. Folosind această opțiune, efectiv, fără să niciun artificiu în plus, aplicația, acest instrument scoate parola fișierului PDF respectiv. Sau, inversul, dacă vreau să protejez un PDF, pur și simplu folosesc opțiunea Protect PDF și aveți posibilitatea de a adăuga o parolă. Organizează PDF-uri, PDF-ul PDF-A, sincer, nu știu cu ce se ocupă și nici nu m-a interesat. Opțiunea de reparare a unui fișier PDF corupt și de a numerota paginile unui fișier PDF. Dragii mei, cam acestea sunt instrumentele. Sincer, eu aveam o aplicație offline pe care o foloseam pentru așa ceva, pentru convertirea din PDF în Word, dar m-am lovit de foarte multe ori de această situație. Dădeam peste fișiere care erau blocate cu parolă și nu puteam să merg mai departe. Or, această aplicație vă oferă instrumentul necesar, nu numai pentru deblocare sau blocare, ci, cum ați văzut foarte bine, și pentru o grămadă de alte activități pe care le puteți face cu un fișier PDF. Până la următorul tutorial, vă salută cu drag Marian!
toate cele bune.